Superliga vă este oferită de Superbet. Pregătit să înceapă această partidă, Ionuț Mazilu, într-adevăr, două sezoane în Giulești, cea mai mare parte a carierei, bineînțeles, la Sportul Studențesc, acolo unde a copilărit. Cormoranș. Pănoiu este în careu, pasează Pănoiu, din nou Pănoiu șutează! Cardinio. Iată, cei doi au fost statici. A venit Armaș și a reușit să blocheze acest șut al lui Pănoiu. Nu sunt foarte sigur că se ducea pe poartă, dar Pănoiu reușește să treacă. Continuă Pănoiu, are spațiu de această dată pentru centrare Pănoiu. Îi pune mingea lui Dugan, zici gol! Și evident, rapidiștii nu își doreau acest lucru. Voluntarul reușise să, spuneam, să echilibreze partida după un început bun al giuleștenilor. Agață în ultimul moment acolo Marco Duganzic și îl execută pe Popa. Ce atacant și-au luat Șepși. 5 goluri marcate de el în acest campionat pentru voluntari. Al doilea cel mai bun marcator după Nemeț, Merloi. A jucătorii, iată-l pe Merloi. O pasă cu călcâiul pentru Rața, acesta îi întoarce lui Merloi. Trece ușor Merloi de Crepulia și finalizează cu șut. Acțiune bună a voluntarului, dar băieții lui Ciobotariu trebuie să repete. Repriză bună, ca ritm, o primă repriză alertă. Evident, cu Rapidul la conducere. Gol! Albu! Gol la 0. Execuție superbă. Plasează excelent Albu. Revedem faza pe de-a întregul. Onea întoarce pentru Crepulia. Aici este un doiul dintre Ioniță și Albu. Și acesta, deși nu dă tare, plasează excelent pentru 2 la 0. Albu, cu a doua reușită stagională, duce scorul la 2 la 0 în Rapid FC Voluntari. Cât de bine a reușit echipa lui Adi Mutu să facă superioritate în fața careului advers. Erau 3 jucători. 2 la 3. N-a spunea Dumitar pentru buletinul informativ al EPF că a ales FC Voluntari, deși avea o ofertă care l-a convins să vină aici pentru a-și continua cariera în România. E clar că Dumitar a primit foarte puține șanse la FC Steaua, a câștigat posesia doar pentru moment. Pănoiu, pasă foarte bună pentru Albu, vine Emers, eliberat în partea dreaptă, Ioniță în careu, Ioniță, Dugangic! El este golgeterul din sub. Faza pe care o revedem, Albu deschide în partea dreaptă la Ioniță, bicicletele lui Ioniță l-au amețit pe Ali, șutul lui Ioniță este blocat de Mihai Popa, acesta respinge însă în față și Duganzic marchează un gol pe cât de simplu, pe atât de pentru Rapid. Mingea traversează careul, Emers pentru Bamcoe, acesta șutează din prima, Săpunaru! Prima acțiune, n-a stat pe gânduri prea mult, cercat plasat și a dus jucătorii nazi la această fază fixă, centrarea, bară! Dintre mulți jucători, da, Albu lovește mingea cu capul, a fost grațiat Mihai Popa, acum a șutat Emers și Albu a părut dezechilibrat, dar nu de ajuns pentru Lancareu. Aceasta revine lui Ciobanu. Centrarea acum a lui Ciobanu. Lovitură de capel în statură impunătoare. La fazele fixe e mereu acolo. Funcio Bamboe îl ajută în dreapta Onea. Acolo pleacă mingea. Să vedem centrarea în spate pentru hat-trick-ul lui Marco Duganzic. 3 goluri încă o dată în Giulești, de această dată în fața celor de la FC Voluntari. Totul pleacă de la această accelerare a lui Funcio Bamgoe, care a împins jocul excelent. Centrarea lui Ona este perfectă, iar Dugancic înscrie cel mai ușor gol din această partidă. 4 la 0 pentru Rapid. Câte două goluri pe repriză pentru echipa lui Adi Mutu. O nouă demonstrație de forță, de fotbal.
pentru rapidiști, care iată ajung la 7 goluri marcate. Superliga vă este oferită de Superbet.